zi frumoasă vouă și ca să contribui și eu la ea, am ales două povești ca să ne iluminăm în legătură cu cauzele emoționale ale dezechilibrelor copiilor. Și o să merg cu cele două povești în paralel. La ce mă refer când spun problema nu e la copil niciodată, nu reparați copiii. Copiii vin integri, copiii vin intacți, copiii vin divini. Noi, pe aici, în telenovela noastră, suntem pierduți. Ok, prima poveste. Fetița, 1 an și 8 luni. Îmi scrie mama, Dumi, de câteva zile nu se lasă să îi schimb scutecul. Nu mai înțeleg ce are. Plânge, urlă, zici că o tai. Eram bine. Și acum nu mai suntem bine. Așa e relația. Eram bine, dar nu mai ești cel de care m-am îndrăgostit. Nu înțeleg ce are, nu ce a apucat-o. Deci nu o pot lăsa așa, că se irită. Ok. În sesiune, corpul mamei, fiind în legătură directă cu corpul copilului și invers, îmi va exprima mereu ce se întâmplă, care e situația, care e amintirea blocată, care e emoția care își cere exprimare. Aflu că mama fusese abuzată sexual. De ce se întâmpla treaba asta acum, în fetiță? Pentru că mama și fetița s-au dus pentru câteva zile într-o mini-vacanță la părinți, la bunicii fetiței, și se plimbau prin locurile unde se întâmplase evenimentul. Deci pentru mamă au revenit în corp, nu e nevoie să se întâmple conștient, în corp, amintiri, trăiri, stări, dar pentru că a fost atât de dureros totul, conștientul a băgat totul în subconștient și l-a împachetat bine ca să poată merge mai departe, să putem supraviețui un mecanism natural de protecție, de apărare a noastră de situație și traumă. Și am spus-o cât de simplu pot. Situația, trauma era în corpul ei, dar conștient nu vroia să mai să ajungă acolo. Doar că copilul, fiind o extensie frumoasă a mamei, a început să exprime treaba asta. Nu mai vrea să fie atinsă în zona respectivă, exact ceea ce trăia mama. În momentul în care mama a conștientizat, în secunda 2, a putut să-i vorbească copilului ce se întâmplă. Copilul și-a dat seama că nu e trăirea lui. Nu vreau să aud cum i-a spus cineva, dar ce înțelege? E nevoie de o anumită smerenie în capul nostru ca să-ți dai seama că ai de lucru cu divinul, cu copiii noștri. Măi, știți ce idee am? Schopenhauer și Kant și Jung să-i citești. La 2 luni. Și are ce să ia de acolo. Copiii voștri sunt genii. La un nivel mai subtil, îi vorbești subconștientului și creierului lui, nu-i vorbești unei ființe mici care nu știe să facă nimic. Aia e doar mintea noastră. A doua poveste. Băiatul, aproape 3 ani, scrie mama Dumi de câteva zile. Nu merge la baie. Nu știu ce are, nu ce l-a apucat. Îl rog, îi spun, îi vorbesc, îi sugerez, îl invit, îl iau de mână, nu mai știu ce să fac. Stă și îl văd că se ține și face pe el. La un moment dat face pe el, că evident nu mai poate. Și nu îl înțeleg, îl chem, îl... Adică, nu! Și încerc să-l evit, să-i spun, cum i-ai zis, ești mare de acum. Nu i-am spus niciodată, nu, dar nu mai știu ce să fac. Astăzi a făcut pe mine, deci... Ok. În sesiune, și aici am avut de face, mămica respectivă mi-a spus de la început, nu știu ce să faci tu cu mine, că eu nu am nicio amintire. Am închis tot, frumos, nu mi-aduc nimic aminte din copilărie. End of the story. E simplu. Și nu am de lucru cu tine și conștientul tău și memoria narrativă. I'm not interested in that.
Corpul tău îți va aminti mereu ceea ce ai trăit. Cu corpul. Corpul lucrezi. Corpul știe. Evident, în sesiune a venit un flashback în care ea era în curtea școlii, la intrare la școală, într-una din zilele, din primele zile, vrea să meargă la toaletă, dar cum la țară toaletele erau afară, ei era frică să meargă acolo. Nu știa cum să ceară ajutorul unui adult, frica de toaletă, in between, deci între astea două, i-a ajuns să facă pe ea în curtea școlii. De ce se întâmpla asta acum, în copil? Pentru că mama și copilul se jucau, s-au întors, la fel ca și în prima poveste, s-au întors ca să evităm poveștile de pandemie, s-au întors într-o mini-vacanță pe locurile natale și se jucau în curtea școlii și a grădiniței. Corpul copilului exprimă fizic, spațial și temporal, din experiența mea. Ce înseamnă fiecare? Fizic, în locurile unde tu ai de eliberat și de vindecat ceva, tu ai suferit o traumă. Doi, spațial, în locurile unde tu ai s-a întâmplat vreo poveste, temporal, la vârsta la care tu ai amintiri ce au nevoie să iasă la suprafață. Deci, când privesc o situație, când întâmpin o situație în copil, îmi pun lentila asta. În ce mod se aplică, în ce mod mă duce înapoi la mine? Ce am trăit eu în zona asta corpului? Ce îmi vorbește prin asta? Ce am trăit eu în locurile astea? Ce am trăit eu la vârsta asta? Nu e nevoie de terapie de niciun fel. E nevoie de conectare cu tine și cu copilul. Mențiune. Fiecare caz în parte își are propria explicație. Propria cauză. Nu am dat exemplele ca să generalizăm. Exact cum ar vrea mintea. Tot timpul, toată lumea, nimeni niciodată, nimeni nimic. Corpul va ști în fiecare caz să-mi exprime cauza adevărată. Vă pup! Mulțumesc!